După o anumită vârstă, singurătatea devine tot mai apăsătoare. Nu ai cu cine schimba o vorbă, cu cine să ieși la o plimbare, cu atât mai puțin să pleci în călătorii. Dar această idee au pornit cei care au înființat un club dedicat celor care își caută un partener pentru petrecerea timpului liber. Unde să ieși în club dacă te duci numai tineri, să mergi în vacanță cu cine? Că fiecare cu familia sau cu grupul lui de prieteni, ai prieteni, n-au timp să vină în excursie, n-ai posibilități, eu știu cum se potrivește perioada și atunci e destul de complicat. Și soluția e clubul oamenilor singuri. Cei care vor să călătorească anul acesta au ocazia să viziteze Delta Dunării, județul Maramureș, Transfăgărășanul sau chiar să vadă Italia, mai precis stațiunea Cinque Terre. În 23-26 iunie o să avem iarăși o excursie foarte frumoasă, o să mergem la Herculane, a doua zi vom vizita cazanele Dunării, deci vom face o croazieră pe Dunăre, a treia zi vom merge la Cascada Bigger, în Cheile Nerei, cu ghid turistic și vom face un traseu, iar apoi duminica, în drum spre casă, o să facem Transalpina. Doamna Eugenia este deja membra clubului de 2 ani și merge în toate excursiile organizate. Chiar dacă nu are un partener de viață, aceste ieșiri îi oferă ocazia să se relaxeze și să cunoască oameni noi. Prima excursie pe care am făcut-o, am și spus atunci că m-am simțit exact ca și în liceu. Așa a fost, am cântat, ne-am simțit bine, am socializat, pentru că aici, în clubul acesta, toți suntem singuri și fiecare încercăm să ne găsim jumătatea. Ca ea sunt mulți alții care speră chiar să-și găsească jumătatea printre ceilalți membri ai clubului. Păi, în primul rând, vreau să-mi găsesc jumătatea, nu? Și, pe urmă, atmosfera care e deloc de neglijat, și vizităm locuri frumoase și socializăm și nici nu știu cum să vă explic, e ceva frumos, ceva care în mod normal nu întâlnești. Da, am călătorit și singură destul de mult, dar în general încerc să evit singurătatea și deocamdată asta mi se pare calea cea mai ok. Pentru aceste persoane există și pachete speciale la prețuri accesibile. De exemplu, pentru 4 nopți de cazare, transport și mic dejun în stațiunea Herculane, costurile pornesc de la 550 de lei.